Festivalul va începe mâine pe 31 iulie și va ține până duminică, pe 1 august, pe scena plutitoare din Parcul Faleză Lac. Vor fi două zile pline de distracție, de la concerte simfonice până la muzică pop-rock susținută de mai multe vedete. Printre numeroși artiști prezenți pe scenă se va afla și renumitul compozitor Gheorghe Zamfir. A trecut peste un an jumătate de când n-am mai cântat pe scenă, din cauza pandemiilor și atâtor probleme. Pe 1 august o să am un concert la Ovidiu, în Constanța. La ora 21 voi cânta cu mare formație Lăutarii din Chișinău și vestitul faimosul Bod Grosca, dirijor. Cine are dorința poate veni și chiar îi invit pe toți constanțenii să vină la acest și cei din afara Constanței, turiștii de pe litoral, să vină la acest concert unic. Petrecerea se va încheia cu un concert susținut de una dintre cele mai îndrăgite vedete de la noi, Antonia.